Slick out of the crowd, baby, it's a no-brainer. It ain't the hard to choose him or me, be for real, baby, it's a no-brainer. Mai exact, artistul și-a dorit să facă o glumă de 1 aprilie, așa că a postat pe contul său de Instagram o poză cu o ecografie, dând de înțeles că soția sa, Hailey Bieber, este însărcinată. Aceasta a stârnit imediat reacții din partea fanilor, dar și din partea mai multor nume celebre care l-au felicitat pentru faptul că vor deveni părinți. Iar ca gluma să pară mai reală, artistul a insistat și a mai postat o fotografie cu Hailey la ginecolog, cu burtica la vedere, alături de un medic și o asistentă. În cele din urmă a hotărât să le dezvăluie fanilor că totul este o farsă de 1 aprilie și a postat o altă fotografie cu o ecografie unde, la mijloc, apare un câine, acesta fiind scânteia care a pornit micul scandal. Drept urmare, gluma nu a fost digerată de toată lumea, câțiva fani reproșându-i că este insensibil și lipsit de delicatețe din moment ce și-a permis să glumească cu așa ceva și au catalogat aceste postări ca fiind bolnave, motiv pentru care artistul și-a cerut scuze pe Instagram pentru a remedia situația. Întotdeauna vor fi oameni care nu vor gusta glumele mele și se vor simți ofensați. Eu însă sunt un om care face farse și era 1 aprilie. Nu am intenționat nicio clipă să fiu insensibil sau grosolan cu cei care nu pot avea copii, spune Justin Bieber.